vinului producătorii nu s-au mulțumit să-și expună producția doar pe care o au. Marea majoritate au venit cu noutăți pe piață, iar Made in Mede a venit să le descopere. Industria vitivinicolă din 5 ce mai mult inovează, fiindcă așa sunt cererile pe piață. Dacă nu inovăm, sunt alții care pot să facă mai bine și deci este o imperativă a timpului. Vinările noastre lucrează pe piețele de export, unei competiție foarte înaltă și de ce trebuie să au produse tot timpul adaptate la gustul consumatorului. Noi am numărat într-o ediție de astăzi 47 de vinării, propun o gamă de aproape 50 de produse noi, da? De tot, începând de la vinuri albe, roșii, spumante, deci de toate absolut puteți degusta și asta foarte bine. Cu ocazia acestei minunate sărbători, Cricova a lansat un produs nou care se numește Amplus. Avem aici un soi de struguri clasic european, se numește Merlot. Avem anul roadei 2014, avem 24 de luni maturare în butoaie de cea mai înaltă calitate. Este un vin de excepție. La recherche dans ce produit, c'est l'élégance, la finesse, le raffinement. C'est un produit qui doit plaire au plus grand nombre et surtout aux dames. Et on essaie d'avoir un lien avec la qualité des vins tranquilles de Porcari. C'est-à-dire que la cave elle-même, elle produit des grands vins tranquilles. Elle ne peut que produire que des grands vins effervescents et des vins élégants. Я приехала специально из Киева сегодня на винный фестиваль, чтобы попасть на презентацию этого нового шампанского. И я очень-очень приятно удивлена, особенно экстра брют. Я попробовала три образца, которые сегодня здесь представлены. Брют, экстра брют и розе. Экстра брют просто прекрасен. И я рекомендую покупать эти вина. Кроме того, бутылка очень красивая. Специально для этого года мы произвели две линейки вин, такой более яркие, свежие, ароматные. Это вино для лета 2017 года. Preluăm tot ce e mai bun din soare, din pământ, din umiditate și redăm surgurilor noastre, astfel să renască vinuri excelente și prestigioase de la Chateau de Novi. 310 altitudine, o serie creată mai mult din cupaje, nu cupaje obișnuite, ci cupaje cu, inclusiv cu soiuri autohtone. 310 altitudine pentru că este punctul cel mai înalt din sudul Republicii Moldova, acolo pe colinile Tegheciului, unde se află și plantațiile noastre, plantațiile companiei Fautor. Vorbim de vinuri seci, albe, roșii și roze, dar mai avem și un pastoral. Majoritatea vinurilor sunt din anul 2016, iar pastoralul din 2014. Improvizațiile acestea străine, vineri, care s-au scot țări cele mai puternic producătoare de vin, ele au mai mult tehnologii care presupun adăugarea diferitor substanțe. De exemplu, de a conserva vinul, de a-l face să păstreze mai mult și așa mai departe. Dar azi vin natural, moldovenesc, e cel mai bun. Felicitări cu această mare sărbătoare, a ziua vinului național moldovenesc. Și așa mai departe la producători și la cei care consumă. Vinuri noi, dar vechi, brandul Carlevan și-a scos din beci cele mai de preț produse. Este vorba de vinurile de colecție Dnestrovskoye din 1977 și de vinul Auriu din 1989, pe care le puteți găsi în vinotecile din Chișinău. Spuneți-mi, vă rog, ce reprezintă această etichetă. Deci, noi am vrut prin această etichetă să arătăm că ceea ce este bun este în interior. Deci, the best of you is inside you, la fel ca și la oameni. Deci, cea mai bună tău e undeva ascuns în tine și vinul de multe ori îți permite să deschizi acest atu al tău. Da? Представляем сегодня только белые вина. Это Chardonnay, Алденскань и Merlot Rosé. В декабре на вернисаже вина мы будем представлять уже красные вина. Я думаю, нам будет чем удивить наших любителей. Мелкие-мелкие производства, в которых появляется больше и больше в Молдове, это радует мое сердце, я бы сказал. Чем больше будет в них, тем больше мы можем развивать Молдову и культуру в мире и, конечно, в Европе. Ne bucurăm atunci când producătorii autohtoni creează în continuu, mai ales când acest produs este apreciat de către consumator. Made in Mede despre vinurile autohtone. Cheers! Cheers! У вас вообще, вы молодцы, у вас так все хорошо, организовано, весело. У нас душа отдыхает. Мы приехали, мы такие довольные, вообще супер!